Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru bunătatea sa desăvârșită, slăvit să fie în veci. În această seară să ne întrebăm dacă în diferite circumstanțe ale vieții alegem să fim prietenoși sau dușmănoși. Pentru că a fi prietenos este ceva plăcut înaintea Domnului. A vorbi frumos cu oamenii, a fi amabil, atent. Spune Scriptura în Cartea Proverbele, capitolul 15, versetul 26, cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui, a Domnului. Și Scriptura conține suficiente reglementări ca să știm cum să ne comportăm în a fi prietenoși. Asta nu înseamnă, evident, în a sta de vorbă cu toți oamenii, în a ne declara prietenii tuturor. Spune Scriptura în aceeași carte, Proverbe 18:24, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Deci, e nevoie și de prietenii, dar noi în prim plan vorbim în această seară despre a fi prietenoși. În schimb, a fi dușmănos este ceva specific lumii acestei aflată sub stăpânirea lui Satan, care e numit în Scripturi dușmanul, protivnicul. Scria Apostolul Petru, avertizând credincioșii, citim 1 Petru capitolul 5, versetul 8, fiți treși și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și întoarcem câteva pagini în Scripturi până la 1 Ioan capitolul 3 și observăm efectele lui în stări de dușmănie, de adversitate. 3:11, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar fratele său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Deci, pentru cei de afară este ceva specific naturilor, influenței demonice. Să fie irascibili, recalcitranți, susceptibili, să poarte ură și tot ceea ce ține de categoria aceasta. Să observăm mai întâi câteva caracteristici ale omului prietenos. Să explicăm această stare. Menționând prima dată că a fi prietenos exclude situațiile și persoanele în care trebuie să fim separați pentru a ne feri de păcat. A fi prietenos nu are nimic de a face cu prietenii rele. Acestea sunt condamnate categoric de Scripturi. Apostolul spunea, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și întotdeauna când întâlnim în istoria biblică prietenii, adică asocieri la rău, oamenii s-au făcut vinovați. Să ne amintim de Iuda, care a plecat de la frații săi, Genesa 38, s-a împrietenit cu Hira Adulamitul. Ce a rezultat de acolo? Numai păcat. Să ne amintim de bietul Samson. Avea prieteni între filisteni. Cadoul cel mare i-a fost că nevasta din prima căsătorie i-a fost oferită de socrul lui, prietenului său. Și de aici toate supărările care au urmat. Sau poate cel mai neplăcut caz de prietenie la rău este cel din 2 Samuel capitolul 13, unde este scris despre fiul cel mai mare a regelui David, că avea un prieten în persoana vărului său primar, Ionadab fiul lui Shimea. Și cum între prieteni se discută multe confidențe,
Amnon i-a spus ce ispite are. Și celălalt, nefiind cu nimic mai spiritual, l-a îndemnat cu să-și împlinească poftele, nu cum să scape de ispite. L-a sfătuit și tragedia a dus la o altă dușmănie, scrie aici în versetul 22, Absalom, fratele și de tată și de mamă al Tamarei, victima de acolo, n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască. Starea aceea de dușmănie a mognit ani de zile. După 2 ani l-a omorât pe Amnon, cum scrie aici în versetul 28, apoi au urmat alte și alte tragedii. Eu nu spun că geneza acestor stări a fost prietenia celor doi, pentru că a fost păcatul lui David, dar declanșarea acestui lanț de rele a fost și prin această prietenie rea. Sau să ne amintim de Haman, despre care scrie în cartea Estera că prietenii erau ca și el. Știți ce l-au sfătuit? Estera capitolul 5, nevastă sa Zere și toți prietenii i-au zis să se pregătească o spânzurătoare. Deci atât de unde a venit propunerea cu modul în care să se răzbune pe Mardoheu, dar de fapt de la prieteni a venit modul în care avea să fie ucis. Și încheie ideea asta citind din Iacov capitolul 4, unde este scris la modul general, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci pentru un credincios nu e normal să spună am un prieten bun și când colo este un om din lume, un coleg necredincios. Că ne vom purta prietenoși, în sensul că vom fi amabili, binevoitori, este una. Dar o prietenie cu un om rău nu poate fi decât rea. E ca la matematică, plus cu minus dă minus. Rețineți o a doua idee care de fapt arată area de cuprindere a celor ce pot să ne fie cu adevărat prieteni. O prietenie este bună dacă este favorabilă prieteniei cu Dumnezeu. Deci putem să fim prieteni, în sens corect, cu cei ce la rândul lor sunt prieteni cu Dumnezeu. Pentru că altfel de prieteni ne vor desprinde de Dumnezeu. Și prima prietenie trebuie să fie cu Dumnezeu. În lege este scris, citesc cartea Deuteronom, capitolul 13, de la versetul 6, începând cu rudenile, incluzând în listă și prietenul pe care îl iubești ca pe tine însuți. Pentru că uneori prietenii sunt iubiți mai mult decât rudenile. Eu nu spun că asta e bine, spun că așa se întâmplă. Dacă un prieten îți zice, hai să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu, nici părinții tăi, nu i-au cunoscut. Versetul 8, să nu te învoiești. Dar îți va spune că nu ții la prietenie, dar chiar să se strice o astfel de prietenie. În lege, articolul spunea, versetul 9, că un astfel de om care îndeamnă la îndepărtarea de Dumnezeu trebuie omorât. În cazul nostru, doar ne separăm de el. Și nu vom mai păstra o relație apropiată. Regula pentru prieteni o avem în Psalmul 119, sub acest aspect, versetul 63. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine, pentru că și prieteniile sfinților ne fac bine. Cu ei nu doar că putem să fim prietenoși, sunt și ei la rândul lor prietenoși cu noi. Cu cei ce păzesc poruncile tale. Și înțeleptul în cartea Proverbele, capitolul 3, adăuga în aceeași idee, versetul 32, căci Domnul urăște pe oamenii stricați, deci nu poți fi prieten cu unul pe care Dumnezeu îl urăște, dar este prieten cu cei fără prihan. Că vorba aceea, cine se aseamănă, se adună. Sau, e valabilă și exprimarea corolară,
cei ce se adună cu vremea se aseamănă. Într-o a treia idee, să ne întrebăm la ce folosesc prieteniile. Evident, familia rămâne primordială, dar vorbim de capitolul prietenii. Avem nevoie de socializare, ba mai mult, de ajutorare reciproc. Sunt situații în care cei din familie nu sunt suficienți sau sunt unii care nu au credincioși în familie. Și trebuie să aibă pe cineva mai apropiat din afara spectrului familiei. Rămânem în cartea Proverbele și citim câteva versete, 12 cu 26, la ce ajută sau ce trebuie să se întâmple într-o prietenie. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună. De la cine poate primi un om cel mai bine un sfat? De la un prieten. O să-ți fie mai ușor de acceptat de la un dușman? De la un necunoscut? Tot Proverbe 16 cu 7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, deci când noi suntem prieteni cu Domnul, sau mai exact spus, El ne oferă prietenia sa, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Adică Dumnezeu poate interveni spre binele nostru în relațiile cu oamenii. Capitolul următor, 17 cu 17, e versetul de referință, am spune, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Deci când este momentul cel mai necesar pentru a avea un prieten? În nenorocire. Dacă n-ai un frate, sau dacă nu-i un frate aproape, cine te ajută? Pentru că citim tot din Proverbe în aceeași idee, capitolul 27, versetul 5 și 6, 9 și 10. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Deci un prieten, chiar dacă te mustră, poate să o facă în modul cel mai binefăcător. Versetul 5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Deci să nu ne flatăm și să nu credem că o prietenie înseamnă să nu îl mustre pe celălalt. Dimpotrivă. Versetul 9. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa sunt de dulci sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău. Iată sfaturi foarte concrete, care arată, repet, că noi avem nevoie să relaționăm cu oamenii, dar avem mai mult decât o nevoie sufletească, adesea o nevoie spirituală sau chiar fizică, în care cineva trebuie să ne întindă o mână de ajutor. Cine să ne întindă? Prietenii care își țin mâna sub haină pe mânerul sabiei? Nu, ci prietenii adevărați. În Evanghelia după Luca, capitolul 11, Domnul dădea o pildă despre un om care într-o seară a primit un musafir neașteptat și nu mai avea pâine. Și atunci nu erau magazine non-stop. De unde să procure? Tot de la un prieten. Observați, 11 cu 5. Dacă unul din voi are un prieten și se duce el la miezul nopții și zice, prietene, împrumutăm 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu. Deci prietenul musafir avea nevoie ca gazda să-l servească, dar gazda mai avea un alt prieten la care a putut să apeleze într-un moment de nevoie. În Fapte capitolul 10 este scris despre Corneliu, un om, un comportament lăudat înaintea lui Dumnezeu, că atunci când a venit Petru la el, scrie în versetul 24,
era adunat cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Deci, repet, nu încurcăm relațiile de rudenie, dar după rudenie, după familie, prietenii ocupă următoarea zonă limitrofă. Și mai citim a 3 Ioan, versetul 14, unde este scris, este finalul acestei ultime epistole a lui Ioan, prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume, că și pe prieteni îi cunoști chiar pe nume. Și încă un ultim aspect legat de a fi prietenos, a fi prietenos în permanență, ceva de durată, în diferite circunstanțe ale vieții, nu e un lucru ușor. Asta implică un caracter nobil, nu doar un comportament protocolar. Prietenii dau teste și se va vedea dacă rămân acele relații, dacă au fost curate, sănătoase, sau a fost ceva de ocazie, sau una dintre părți nu are demnitatea de a duce o relație mai departe. Prietenul lui Iov a fost supus unui test, poate zicem greu. Ei au intervenit, spune Iov capitolul 2, citim câteva versete din această carte, cum era normal să o facă, au zis că prietenul lui zdrobit, au venit dacă nu cel puțin la mormântarea fiilor lui, nu? Și au rămas să-l mângâie, spune 2 cu 11, partea finală, să-i plângă de milă și să-l mângâie. Dar până la urmă, ce s-a întâmplat? Să ascultăm câteva versete din această carte, declarații ale lui Iov cu privire la nevoia sa în acele vremuri critice și la felul în care s-au comportat prietenii săi. Capitolul 6, versetul 14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Deci cineva a păcătuit, Dumnezeu l-a pedepsit. Asta spuneau ei că e vinovat. A spus, chiar dacă ar fi așa, tot ar trebui să aveți milă de mine. Tot de aici, versetul 27. Voi ne păstiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru, pentru că începuseră să-l condamne. Alte cuvinte din cuvântările lui Iov, capitolul 12, versetul 4. Eu sunt de batjocura prietenilor mei. Deja deveniseră din ce în ce mai disprețuitori. 16 cu 20. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiul omului împotriva prietenilor lui. Probabil că pe lângă acele adrese către Iov, cuprinse în această carte, cei trei au vorbit și între ei. Tot Iov 19 cu 21 e strigătul unuia care ar avea nevoie de prieteni. Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. În asemenea împrejurări, mila trebuie să biruie judecata. Și în final citim în capitolul 42 că Dumnezeu îi amendează pentru comportamentul lor neprietenos, pentru că nu au avut cuvinte prietenoase față de Iov, care era foarte încercat. Și scrie aici în versetul 7, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Au dus o jertfă, Iov s-a rugat pentru ei și în final s-a refăcut prietenia, pentru că scrie în versetul 10, Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat
apoi îndoit tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit tot să-l vadă. Eu cred că aici e vorba și de alții, în afară de aceștia trei și Elihu care au vorbit. Alți prieteni care poate au stat departe. Așadar, să nu uităm că o prietenie peste ani va fi testată. David, la rândul lui, și îl voi aminti la exemple, a fost un om foarte prietenos. Dar la rândul lui nu s-a putut bucura întotdeauna de oameni prietenoși, dimpotrivă. Citim despre el și necazurile care le-a avut, Psalmul 35, de la versetul 14, umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate cu capul plecat, ca deja la unei mame. Dar când mă clatim eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și mă sfâșie neîncetat. Nu mă avea siguranța cine cu adevărat este prieten sau cine se deduse de partea lui Saul și îl urmărea. Tot el spune în 38:11, prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea. Posibil că aceste cuvinte au fost rostite după episodul cu Absalom, dat fiind versetele de la începutul psalmului. Și chiar rudele mele, spunea el, stau deoparte. Și tot din cuvintele lui David, citesc din Psalmul 55, unde își exprima durerea vis-a-vis de comportamentul prietenilor care în timp n-au mai fost prietenoși, dimpotrivă, dușmănoși. 55 de la versetul 12. Nu un vrăjmaș mă bajocorește că ce-aș suferi. Nu protivnicul meu se ridică împotriva mea că și m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu frate de cruce și prieten cu mine. Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Să ne păzească Domnul de astfel de stări vinovate. Exemplele ar putea să continue, dar hai să amintim și prietenii de durată care au rămas. Scrie în Luca capitolul 7 despre un sutaș roman care s-a împrietenit cu evreii și a rămas peste ani prietenul lor și avea prieteni între bătrânii iudeilor. Un om de caracter. Spune în versetul 5, și bătrânii au zis Domnului căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Și cu siguranță că a avut el probleme cu evreii, că nu erau chiar așa de gentili întotdeauna, mai cu seamă când era vorba de alte popoare. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, deci alții. Doamne, nu te mă osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Deci avea niște gesturi, cuvinte, un comportament nobil. Era normal să păstreze prieteniile chiar cu oameni care prezentau anumite dificultăți. Și încă un caz pozitiv, cartea Filimon, scrisoarea Apostolului Pavel, pagina 1174. Este scris aici, citesc doar de la versetul 17, dacă mă socotești dar ca prieten al tău. Și din cuprinsul scrisorii înțelegem relația de prietenie dintre Pavel și Filimon, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți-ești dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. O adresă de la un prieten trebuie să fie acceptată ca atare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca peste ani să rămânem oamenii pe care cei din jur să se poată bizui, că știm să le vorbim frumos, că la nevoie îi ajutăm. Asta nu neapărat în a ne prezenta noi, eu sunt prieten cu cutare, cu cutare, este o exprimare relativă. Vorbim în mod deosebit de comportamentul prietenos, despre felul în care trebuie să fii gata să mângâi, să ajuți pe cineva. Ce să mai spunem, că în vremea noastră unii nu pot să fie prieteni nici cu cei din casă. Că soțul și soția ar trebui să fie cei mai mari prieteni, rudenile. Și apoi, mergând spre periferii de la centru, să păstrăm o relație de prietenie cu toți cei ce au nevoie de noi.
A fost întrebat odată un bătrân, pare mi se, din Ucraina, știam cazul. Cum se înțeleg nurorile tale că avea trei băieți căsătoriți în casă? Și l-a zis, să spun o vorbă pe scurt, toate trei fac mâncare în aceeași oală. Mai sunt care rămân la părinți, ginerile noră, la început totul e bine, cuscri la nuntă, prieteni, dar care mai rămân în relații bune peste 10, peste 20 de ani, ăștia dovedesc că sunt cu adevărat prietenoși. Iată două exemple. Dintre prietenii lui David, pentru că el se ruga pentru prieteni, scrie în Psalmul 122, prieteni din casa Domnului, versetul 8, rugându-se pentru Ierusalim, a zis, din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Îl luăm pe Ionatan și pe Hușai. Ionatan a avut o prietenie din dragoste altruistă. Scrie în 1 Samuel 18 că i s-a lipit inima de David văzându-l cum a reportat victoria împotriva lui Goliat. Scrie în versetul 3, a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Și i-a dat, aș spune eu, tot ce avea atunci la el. Ar fi fost gata și chiar a mărturisit-o să-i dea și tronul. Știa de altfel că Dumnezeu l-a rânduit pentru aceasta. Și scrie în capitolul 20 acestei cărți, versetul 17, Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Tot de aici versetul 30, îi zice Saul, ascultați, fiul rău și neascultător, nu știu eu că te-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai. Deci Saul a vrut să zdrunce în această relație de prietenie. L-a mustrat aspru pe fiul său, deși era adevărat ce spunea. Dar Ionatan a rămas consecvent. Știa pe cine și l-a luat ca prieten. Scrie în versetul 41, după semnul acela cu băiatul și cu săgețile, cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. E foarte bine în asemenea situații să ai pe brațul cui plânge. Dacă plâng doi, e mai ușor decât dacă plânge numai unul. Asta suferea Iov. El se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi și ceilalți comentau. În capitolul 23 scrie tot despre Ionatan, de la versetul 16, s-a sculat, s-a dus la David în pădure și a întărit încrederea în Dumnezeu. Și a zis, nu te teme de nimic. Căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge, tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Au făcut iarăși legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Și în pofida stărilor lui Saul, Ionatan și-a păstrat prietenia cu David și a fost bine, cred eu, pentru amândoi. Un alt prieten al împăratului David, Hușai Arhitu, citim în 2 Samuel 15, că el a fost lângă împărat și în vremurile bune, dar și în perioada de exil. 2 Samuel 15 a fost vremea când David a trebuit să plece de acasă. Absalom uzurpase tronul și scrie aici în versetul 32 că atunci când David a ajuns pe vârf, unde s-a închinat înaintea Dumnezeu, Hușai Arhitu a venit înaintea lui cu haina sfâșiată și cu capul acoperit cu țărână. Și David, știind că are încredere în el, a spus, te duci înapoi în cetate și mă vei ajuta. Știți ce s-a întâmplat? I-a fost de mare ajutor prietenul acesta lui David. De prietenul acesta a folosit Dumnezeu să fie dejucate planurile lui Ahitofel. Știți cum l-a sfătuit pe Absalom, apoi cum i-a trimis imediat veste lui David. Așa că pe drept este scris în 1 Cronici 27 cu 33, Ahitofel era sfetnicul împăratului, Hușai Arhitul era prietenul împăratului.
Ahitofel, am putea spune că a fost un consilier angajat așa, pe plată. Hușai însă a rămas un prieten fără plată, fără salar, dar care l-a ajutat mult în vreme de nevoie. Cum spune proverbul, prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Trecem la starea cealaltă, dușmănie. Să nu confundăm dușmănia cu nevoia de a fi separați de lume. Spunea Domnul, eu am venit să fac dezbinare, chiar într-o casă. Doi merg la biserică, trei nu se duc, ceilalți vor fi supărați pe asta. Nu putem să nu mai umblăm la adunare ca să fim prietenoși, nu despre asta e vorba. Ci despre ceea ce vă citesc în Roman, capitolul 12, unde spunea apostolul de la versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci noi nu putem să fim dușmănoși și separarea de lume nu poate fi privită dușmănie. Pentru că nu le facem niciun rău, dimpotrivă. Dacă putem, îi ajutăm, ne rugăm pentru ei. Dușmănia se manifestă prin stări, dar de regulă și prin vorbe batjocoritoare. Omul dușmănos se comportă într-un mod negativ, cu sau fără motiv. Nu întotdeauna are nevoie de un motiv real. Să ne gândim la frații lui Iosif, Geneza 37. Aveau motiv? Ei puteau spune că au, nu? Că Iosif îi raportează la Iacov ce vorbesc, apoi că ar vrea să devină el conducătorul lor, dar erau niște vise pe care Iosif doar le-a transmis din partea lui Dumnezeu. În lege exista o reglementare, citesc Numeri, capitolul 35, ce făcea ca un om să fie sau nu pedepsit pentru omor în funcție de starea de dușmănie sau nu. Numeri 35, citim de la versetul 20. Dacă un om împinge pe aproapele său din ură și dacă îl pândește și se aruncă asupra lui ceva și moare, sau dacă îl lovește cu mâna din vrăjmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea este un ucigaș. Versetul 22. Dar dacă un om împinge pe aproape lui fără veste și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, sau dacă aruncă ceva asupra lui din nebăgare de seamă, o piatră care îi poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău. Deci diferența era foarte clară. Se poate să greșim, dar în mod intenționat. Omul dușmănos însă își propune aceasta. Citim din Cartea Psalmilor cum se comportă oamenii dușmănoși și Doamne păzește-ne de astfel de atitudini rele. 27 cu versetul 12. Se ruga David, nu mă lăsa la blunul placa potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. Deci oricum ei erau rău intenționați, orice ar fi făcut David. Psalmul 35, același David se ruga, versetul 19, să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc, fără temei. David nu era vinovat. Știți ce a spus lui Ionatan cândva? Dacă e vinovăție în mine, omoară-mă tu, ce să mă mai duci la Saul? Citim tot din Psalm 56 cu 2 despre oamenii dușmănoși și manifestările lor. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei, sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Și tot de aici 69 cu 4. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă. Cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Deci omul lui Dumnezeu, care s-a luptat pentru națiunea sfântă, a avut mulți vrăjmași. Pe nedrept. Pentru că începând cu Saul și cu mulți alții, erau călăuziți de un duh rău. Adăugăm și din cartea Proverbele, două versete, 18 cu 1.
cel ursuz, omul sucit sau cum vrea să-i spuneți, că tot așa e, caută ce îi place lui, se supără de orice lucru bun. Deci oricum ai face, tot nu-i bine. Și tot Proverbe 27:3, piatra este grea și comparație. Și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinește nebunul este mai grea decât amândouă. Doamne, păzește-ne! Așadar să ne ferim de astfel de stări, care pot mogni și mai degrabă sau mai târziu să aibă reacții foarte urâte. Pentru că de la dușmănie se poate ajunge chiar la crimă. Și ce-i mai trist, că uneori se poate petrece așa ceva chiar pe fond religios. Dușmănii date de crezuri diferite. Știți care au fost cei mai mari dușmani al lui Pavel? Evrei, dar de ce? E nedreptățit cu ceva? Nu. Și pentru că predica împotriva tradițiilor. La un moment dat a fost nevoit apostolul să scrie ceea ce vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 15 și 16. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci. Pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrășmași tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. E trist ce s-a întâmplat în istoria creștină de-a lungul celor 20 de veacuri. Nu doar Biserica Catolică are martiri la activul ei. Din nefericire și Biserica Reformată, Biserica Luterană. Oameni pe care noi îi lăudăm oricum, Luther, John Calvin, au fost de acord, cel puțin ca Saul, la uciderea altora. Știți cum zice și apostolul, a fost martor la primul martir? Stări de dușmănie a unora care cred, cum spunea Domnul Ioan 16, că aduc o jertfă lui Dumnezeu. Să ne păzească Domnul și de asta. Ca nu cumva, în râfna noastră, că Pavel spunea că asta l-a mânat, pentru datin, pentru confesiunea noastră, să fim în stare să urâm pe altcineva că nu crede ca noi. Ce a spus Domnul Iisus când ucenicii au zis, unul nu vine după noi și scoate demonul, spune, lăsați-l. Robul Domnului trebuie să fie blând. Să înfruntăm pe potrivnici în sensul de a le spune adevărul, dar nicăieri în Noul Testament nu e justificată sub nicio formă vreo atitudine opresivă față de cei ce cred altfel. E de competența lui Dumnezeu să-i judece sau să-i pedepsească, nici de cum a noastră. Amin? Însă, părerea mea că cel mai greu e să suporți un om dușmănos acasă. Un bărbat sau o nevastă care se supără, vorba aceea, și până la amiază și după amiază. Dar dacă se supără dimineața, nu se știe dacă îi trece după masă, adică la sfințitul soarelui. Zice înțeleptul în cartea Proverbe 21:19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu, adică să n-ai absolut nimic, decât cu o nevastă gâlcivitoare și supărăcioasă. Dacă nu m-ar vorbi mult, scrie că e numai ca strașina. Plouă, dar dacă e și supărăcioasă, ursuz, se supără de orice. Vorba cuiva a zis, dacă vorbesc e bai, dacă ta chiar e bai. Să nu se întâmple așa ceva la credincioși, amin? Și un ultim aspect. Cum
să ne rugăm, cum să ne raportăm la cei ce sunt dușmănoși. Să fim încredințați, Scriptura ne asigură, și vă voi cita câteva versete, că dacă noi suntem prietenoși, suntem curați înaintea Domnului, prieteni cu El și cu Sfinții, și ne purtăm bine în cât se poate cu toți ceilalți, Dumnezeu se ocupă El de vrăjmașii noștri. Spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 23 cu 22. Dar dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și protivnicul protivnicilor tăi. Adică se ocupă Dumnezeu de ei. De aceea să trăim fără teamă, dar să ne rugăm, după cum este scris în cartea Ezra, la capitolul 8, de la versetul 21. Acolo râul Ahav a învestit un post de smerenie înaintea Domnului, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului oase din soțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, că spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste tot ce îl caută, iar puterea și mânia lui sunt peste tot ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Un frate și-a cumpărat un teren să-și facă o casă într-un cartier și cineva i-a spus: vezi că ai nimerit lângă un vecin foarte periculos, nu știu cum o să poți să duci acolo utilaje, să lucrezi. Și acest frate se plânge altuia și spune: ce o să mă fac? Zice: auzi, roagă-te. Dumnezeu știe că tu ai nevoie să-ți faci acolo, roagă-te. Și zicea fratele: când m-am dus să-i spun vecinului, poate o să vă deranjez până construiesc, omule, nicio problemă, să-ți faci tot ce-ți trebuie. Și apoi spunea: dar nu, i-am dat ceva, nu a intervenit cineva să mă recomande. Zice: dar nu te-ai rugat lui Dumnezeu? Așa se explică cum Dumnezeu s-a ocupat el de acel om dușmănos, pentru ca în acea situație să-i fie favorabil fratelui nostru. Noi să punem cărbune aprinși pe cap. Dar nu în sensul, cum a zis cineva, că n-am dat cu cărbune, n-am numai cu apă fiartă. Ci în sens figurativ, evident. Și Dumnezeu va vedea aceasta. Va îngădui posibil să fim persecutați, cum a fost David. Dar n-a murit de sabie ucigaș. Dumnezeu l-a ocrotit. Când n-a mai fost altă situație și le-am conjurat în peșteră, Dumnezeu le-a dat la toți un somn puternic. Să luăm și aici două exemple. Efraimiții, descriși în Cartea Judecători, și Saul. În Judecători 8 este scris despre efraimiți că erau foarte recalcitranți. Când Gedeon s-a dus la război, ei au sărit în sus: ce înseamnă felul acesta de portare față de noi, pentru ce ne-ai chemat? Dar Gedeon foarte pașnic le spune: ce am făcut eu pe lângă voi? Îi laudă puțin și le cere ajutorul. Adică, uite, de altfel, de ce ați intervenit și voi? După ce le-a vorbit, astfel i s-a potolit mânia, dar n-a ieșit din neamul acela forma asta, starea asta recalcitrantă. Și scrie în Judecători 12: din nou bărbații lui Efraim s-au strâns și au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus, te bați cu fiul lui Amon fără să ne fi chemat pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc case și să ardem împreună cu ea. Dar ce rău le-a făcut el? Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat nu m-a scăpat de mâinilor, vedeți? Ăștia sunt oamenii dificili. Când îi chem nu vin, dacă te duci fără ei, se supără. Numai că Iefta n-a mai fost Gedeon și i-a înjumătățit. Nu trebuie să ne comportăm așa, dar iată ce se poate întâmpla. Și cazul lui Saul, și nu-l dorim nimănui să-l aibă de socru. Nici măcar în neam. Dar se poate întâmpla, scrie în 1 Samuel 18 cu 29,
Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. Apoi zice fetei sale, soției lui David, 19:17, pentru ce m-a înșelat în felul acesta și a dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat? Vedeți? Ce trist să îi dai unui tânăr fata, apoi să te apuce dușmânia și să vii să strigi relația dintre ei, nu doar relația de prietenie dintre Ionatan, celălalt fiu al său, și David. Citim apoi în capitolul 24, versetul 4. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Și scrie apoi în versetul 19, a zis Saul, dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Cu alte cuvinte, dacă te întâlneam eu pe tine dormind, dai seama ce se întâmplă. Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Și Dumnezeu i-a răsplătit. Încheiem afirmând și dea Domnul să ne reamintim ori de câte ori necesar că a fi prietenos e sănătos și pentru suflet și pentru trup. Spune Scriptura în cartea Proverbele 15:30, o privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. La cine? La care din cei doi prieteni? La amândoi. Toarcem pagina 16:24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Așa că poate unii ar trebui să renunțe la pastile, să le înlocuiască cu cuvinte prietenoase. Le va face bine. Însă nu pot să fie prietenoși numai cei născuți din Dumnezeu. Altfel, sunt doar prietenii circumstanțiale, care nu rezistă probei timpului. Cei născuți din Dumnezeu pot să se comporte și față de dușmani, dar în mod deosebit au mare pasiune să se relaționeze prietenește. Cât despre a fi dușmănos, supărăcios, ursuz, irascibil, iritabil sau orice altă denumire ar putea fi din această categorie de stări, e păgubos, în primul rând pentru omul respectiv, apoi pentru alții. De ce cânta David pentru Saul? Pentru că i-a muncit în interiorul lui. Apoi arunca cu sulița spre altul. Mai întâi se rănea pe sine. De aceea să-l urmăm sfatul din Psalmul 37, versetele 7 și 8. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește numele Lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Întâi la spital și apoi la iad. Să ne ajute Domnul să ne vindecăm de toate acestea. Cum spune și în Coloseni, capitolul 3, versetul 8, cuvintele Apostolului Pavel, care spunea foarte clar, lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, astea toate sunt țesute la oaltă. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm și dă-ne în schimb harul și darul de a fi prietenoși. Se spune că un copil a plecat la bunici la țară, s-a dus prin pădure și el nu cunoștea efectul ecoului. Și s-a părut că mai e cineva și a strigat, unde ești? Și s-a părut că este chestionat cu aceleași cuvinte. S-a supărat copilul și a strigat, de te prind? Și s-a părut că și celălalt vrea să-l prindă. S-a dus la bunica și i-a zis, eu nu în pădure, dar să vezi ce-i fac, mă dăm să mânc, să mă duc înapoi. Bunica a înțeles fenomenul și a zis, tu îi spune că vrei să te împrietenești cu el. S-a dus băiat, crezând, copiii cred așa ușor, și a venit spre seară obosit și a zis, nu l-am găsit, dar nu mai suntem certați. Să ne ajute Domnul să pricepe mai mult decât acel copil. Amin.